Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Nimeni nu poate uita episodul în care Ana Maria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa în față la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și Botoșani. Nu mi-a căzut bine, dar pe mine mă interesează ce zice lumea. M-a deranjat la început. M-am gândit chiar că ar fi trebuit să reacționez imediat în fața Anei, dar acum mă felicit că n-am făcut-o, mă atacau toți, băi te-a lovit, a dat prodanca în tine, a fost o nebunie un timp. Alexa a mărturisit că l-a afectat foarte mult această întâmplare, foarte mult. În special la nivelul percepției publice, ceea ce nu mi s-a părut deloc corect. Eram totuși un antrenor pe val tânăr, cu trei promovări la activ, cu perspective interesante, iar lumea mă judeca strict după acel moment cu Ana. Asta chiar m-a deranjat. Dar ce pot să mai schimb? Dan Alexa are în continuare contract cu impresara și este mulțumit dacă ea îl va ajuta în carieră. Foarte rar. Nu știu dacă am vorbit de cinci ori în ultimii trei ani. Dar eu am în continuare contract cu ea. Dacă se întâmplă vreodată să-mi găsească o echipă, să fie bine pentru mine și familia mea, n-am nicio problemă să colaborăm. Pe meserie, Ana e foarte bună, nu-i poți lua meritele, a declarat Alexa. Ana Maria Prodan a spus legat de incident următoarele, a fost o reacție copilărească. Greșeala mea e că reacționez la impuls. A fost o discuție despre două transferuri nereușite. M-am enervat foarte tare și m-am aprins dar niciodată nu ar da într-o femeie, de asta nu a ripostat. Astea sunt niște prejudecăți și niște prostii. Nu se aștepta să am o asemenea reacție. E greșeala mea, mi-o asum. Nu trebuia să fac asta, indiferent de câți nervi aș fi avut. Am de lucrat la asta. Nu știu de ce s-a înverșunat toată lumea. Toată lumea, în loc să vorbească despre Halep, vorbea despre mine. A fost o prostie. Simona scrisese istorie pentru România. Nu este o mândrie pentru mine sau pentru noi ca popor că am rivalizat cu așa ceva. Mi-am cerut scuze în secunda 2. I-am zis că nu știu ce s-a întâmplat. Nu e primul conflict pe care l-am bărbat. Îmi doresc atât de mult ca Dan să aibă succes, încât am avut ieșirea asta. A fost un moment de deznădejde. Sunt în continuare managerul lui. V-ați gândit vreodată că un astfel de episod ar putea umbri relația noastră, cât am construit noi doi împreună? Mai spunea impresara. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.